Sunt mulți lideri, multe societăți. Arhimulte. Chiar prea multe. Și ce aș cutiza eu să vă spun? Eu din copilărie am îndrăgit folclorul, mai ales mama mea era un rapsod popular, nu se trecea un mort fără să fie mama chemată să-l bocească, ori o nuntă ca să cânte. Și am crescut într-o casă unde parcă am participat la toate evenimentele. Din 1969 am început să culeg texte folclorice, autentice. Chiar a fost o surpriză când în clasa 11, am 64, despre mine, ca tânăr folclorist, s-a scris Cultura Moldovei, era la Chișinău și o publicație, două pagini. A fost o surpriză pentru mine, a fost un îndemn mai departe, dar rămânând o perioadă fără lucru, fiind considerat naționalist burghez român, după ani studenției, nu mai aveam cu ce mă ocupa și am cutreierat satele noastre pe jos și am cules la 3.000 de piese folclorice pe care le-am publicat în mai multe culegeri, începând cu legende populare, două cărți de povești populare, o carte de basme populare, asta a apărut la Suceava cu sprijinul lui Pimen, știți cine este. Iar am strâns plugușoare, colindele am publicat pentru școli în anii, la începutul anului 90, era un entuziasm foarte mare, cărțuliile astea mergeau în școli, copiii învățau colinde, plugușoare, urături, sorcove. Astăzi entuziasmul a dispărut. Îmi pare rău că nu am cunoscut notele muzicale, fiindcă atâtea melodii care au dispărut, doar informatorii folclorici, mai ales bătrânii, își cântau cântecele. Și eu scriam cuvintele. Și n-am avut posibilitate. Este un sat, nu aproape, nu tare departe de Cernăuți, ca vreo 10 km, Molodia, sau s-a numit Plaiul Cosminului înainte. Atâtea melodii se puteau înregistra în anii 70, la începutul anului 80. N-a avut cine să înregistreze, oamenii s-au dus. Avem un repertoriu atât de bogat cu cântece de cătănii și război, probabil că nu iese nici într-o altă zonă din folcloric de România. Atâta se cântă despre Odessa, Crimea, Stalingrad, Cotul Domnului și astăzi, când n-am întâlnit în alte parte texte de astea. Probabil ar fi timpul ca toate culegerile astea, precum și folclorul care mai este, pe care îl atestăm și astăzi, să facem o culegere mare de folclor bucovinean și n-ar străca să unim cu partea de sud a Bucovinei, să facem o culegere academică, să spun așa. Culegere mare. Folclorul nostru, folclorul dumneavoastră, să fie o Bucovină întreagă. Cu atât mai mult că vine centenarul Unirii. Și noi ar trebui să ieșim cu niște lucrări foarte serioase. Timp de 26 de ani editez un almanach cultural, literar, Țara Fagelor. Din fericire sau din nefericire îl public la Târgu Mureș, tocmai. Nu m-au înțeles alții, deci acolo se publică. În ultimele două volume sunt asigurate cu partea materială de Consulatul României la Cernăuți. Deci nu există volum fără folclor bucovinean. Este o rubrică specială și e foarte interesant. Acum v-aș sfătui cu domnul Camilar. Ce-ar spune domnul Camilar? Am vreo 6.000 de porecle românești din Bucovina, pe sate. S-ar putea scoate așa o... Pentru că nu știu ce mi-a venit cândva în cap și ne-am cules din mai multe sate. Ar fi foarte interesant explicația lor. Care este acum la noi tendința? Fiecare sat vrea să facă o monografie, să aibă o monografie a localității. De ce? Satele românești sunt mult mai mari ca cele ucrainene. Satele românești sunt atestate pe tipul Alexandru cel Bun. Astea ucrainene, pe la 1700 și ceva, după venirea austriecilor, sunt mai mici și prin monografii
noi arătăm că noi suntem primii aici. Alții au venit din Galiția, de unde au venit, s-au așezat. Deci în monografiile este folclorul, satul respectiv, basmele, legendele își găsesc oglindire. Deci e foarte interesant că acum sunt aproape de tipar cam 9 monografii de sate în regiunea Cernăuță. Ciudei, Stroiești, Roșa, acum, o mare suburbie românească, Molodia, nu mai țin minte, sunt foarte multe. Noi, câțiva entuziaști, stăm aproape zilnic în arhivele statului de aici, sunt foarte bogate în documente, lucrăm. Din păcate, nu prea vedem tineri care să ne urmeze exemplu. Și e dureros. Că noi ne temem că să ne ducem o generație și nu știm ce lăsăm în urmă. Cine vine să ne continue. De asta eu îl sprijin pe domnul Levcic, văd că are așa o echipă de tineri care, cândva, se vor desfășura și aripele. Dar unul a spus dumneavoastră prezent, domnul consul, când societatea victimelor staliniste Golgota, autodare de seamă, când a unit copilașii lui Levcic, erau oaspeți de la Rădăuți, care erau cu lacrimi în ochi. Ce cânti patriotice! Ce cânti își interpretează copiii! Și cred că o să vedeți mâine, poi mâine. Deci Levcic face un lucru mare. Și dacă faci un lucru mare, cei care au societăți și nu fac nimic, le invidiază. Și de asta astăzi nu-i nimeni aici. Pentru că el îi încurcă. Pentru că la noi principalul să ai o ștampilă, să ceri loc la mare, la consulat în România, la odihnă vara și mai mult să nu faci nimic. Și sunt niște societăți care fac dări de seamă odată în 20 ani. Ce lasă în urmă? Nu se lasă nimic. Am avut o societate mare și iese și acum, Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu. Această societate avea 11 secții. Și se lucra ca un ceasornic austriac sau elvețian. Când s-au despărțit toate secțiile, s-au făcut societăți aparte, s-a terminat cu importanța acestei societăți pentru cultură românească. Câteodată, un om care lucrează, poate nu este văzut la o manifestare ori la alta și atunci înseamnă că ai trădat românism, ai trădat nu știu ce, dar omul trebuie să lucreze. Pentru că noi am avut și ieri o discuție cu ambasadorul, nou ambasador al României în Ucraina. Deci sunt foarte multe probleme, nu știu ce la noi s-au luat o singură direcție. Școala, școala, școala. Sunt atâtea probleme de rezolvat. În primul rând, noi valorificăm istoria noastră, trecutul nostru cultural. Noi nu avem atâția specialiști. Avem un cimitir, un panteon național, care morții ucraineni se suprapun peste morții noștri. Da? Să vă dați seama. Și evrei, de asemenea. Ce se face? Noi l-am declarat un panteon național. Dar acolo sunt personalități de etnie germană, polonă, ucraineană, dar cei mai mulți sunt români. Poate cumva, prin dumneavoastră, domnul consul, să-l declarăm un obiectiv UNESCO. Sunt morminți, mâine dispare Sharon Pumnu, mâine dispare Zaharia Voronca, că se încearcă totul. Noi am avut trei meșteri de trei frați care făceau aceste cripte care nu sunt nicăieri ca la Cernăuț. Trei frați moscaliu, Wilhelm, Erich și nu știu mai cum. În Germania au plecat în 40 și când vezi mormântul până în 40, cripta făcută de un moscaliuc, s-a păstrat baza. Și în 2016 vezi că este un eliberator deasupra, dar n-au reușit să șteargă cine a făcut. Știți, avem durerea noastră, stimați oaspeți, este azi biserica. Pentru că noi vorbim că se înstrăinează școala acum. Ne se bagă clase ucrainene cu forța în școală românești, școala devine mixtă și dispare încetul cu încetul. Dar de ce popii noștri în biserici curat românești au început să facă slujurile jumătate în limba slavonă veche? Nu înțelege nici popa și cântă și nu înțelege nici creștinul. Când sunt biserici, se întâmplă niște fenomene, deci continuă o politică de asimilare prin școală, prin biserică. Și aș spune că nu e normal ca biserica noastră românească, avem 125 de biserici curat românești în regiunea Cernăuță și 7 mănăstiri românești, care toate subordonează patriarhiei de la Moscova.
Când noi trăim într-un stat care se numește Ucraina și avem patriarhie și latin, oare e normal lucrul ăsta? Vine băbuța, vinde un ou și vine cu bănuțul la biserică, dar banul pleacă la Moscova. Dar Moscova se războiește cu Ucraina, cu țara în care trăim azi. Cândva a fost o mișcare, poate vorbesc prea mult, am vrut să creăm aici un vicariat românesc. Au semnat 66 de preoți. Daniel era la Iași, a dat aprobare, s-au dus la Moscova, patriarhul a dat aprobare, însă nu era un vicar. Pentru că vicar trebuia să fie un preot văduv sau călugăr. Și noi n-am găsit un preot văduv la momentul acela și a venit altă conducere bisericească, entuziaștici au rămas fără parohii și ce aș mai spune că așa coleacă de durere. Știți dumneavoastră cum trăim. În seara de Crăciun, în 1996, ne s-au stricat 526 de cripte românești la cimitirul ăsta, în panteonul nostru național. Vă închipuiți cum stăteau oastele și a mitropolitilor bucovinii și a episcopilor? Cu ce efort am pus noi totul la loc, fără să ne ajute nici biserica, singurul liceu românesc din Cernăuți care ne-a trimis băiețe să punem la loc. Astăzi, cimitirul este o junglă. Dar nu-i vorba asta. E vorba încă noi, toate durerile le producem noi. Noi avem un curs de istoria românilor, de 96 de ore, obligatoriu, ca să predea în clasa 7-a, și numai în 3 școli se predă din toată regiunea Cernuț, pentru că directorii n-au găsit specialiști sau nu vor. Nu vor. Am avut niște cabinete de istoria românilor care s-au transformat în niște cabinete de biologie, de cultură fizică. Vedeți? Chiar cât au fost sovietici și desovietici, noi probleme cu școala n-am avut. Școala are un statut la înființare, era cu limba, moldovenească predarea. Bine, tot era limba română, într-un fel. Dar astăzi, și uitați-vă, aduc eu de unde sunt într-un sat 120 de cărți. Am avut eu, am luat de la domnul și am dus într-un sat și m-a dus peste o săptămână să văd, într-un moment festiv, l-am dăruit în raionul Gliboca, m-a dus peste o săptămână, cărțile nu sunt. Unde scopchilă cărțile? Ele măr la raion să le cerceteze, să le treacă într-un registru și pe urmă se duc la foc. Iată povestea noastră de astăzi.